când eram copil, îmi plăcea să mă uit să văd locomotivele, vagoanele care circulau pe calea ferată. Mi már el is se tudjuk képzelni az életet, hogy nincs vonat. Era o uzină foarte mare, era printre cele mai mari din Europa la vremea respectivă. Am simțit un sentiment de bucurie, de mândrie că noi reușim să facem un produs la nivelul tehnic mondial. Vagoanele produse la Arad ajungeau pe toate continentele. Locomotivele sunt pasiunea multora, mai ales cele cu aburi. Vagoanele mai puțin. Există însă oameni pentru care vagoanele reprezintă întreaga lor viață. În România, astfel de oameni locuiesc la Arad, pentru că acolo este locul unde se nasc vagoane. M-am angajat la UBA, Arad, în 1970, 26 iulie, după absolvirea școlii profesionale. M-am angajat la UBA în anul 1971, în iunie 28, în urma terminării școlii profesionale de la grupul UBA. M-am angajat la uzina de vagoane Arad în anul 1974, imediat după terminarea liceului. Lucrez de mai bine de 47 de ani în această întreprindere. După terminarea facultății, în anul 1979, pentru a lucra în domeniul în care m-am pregătit la facultate, am venit la Arad, la uzinele de vagoane. Povestea vagoanelor din Arad este strâns legată de istoria dezvoltării transportului feroviar, o mare noutate atât pentru comerțul de mărfuri, cât și pentru circulația oamenilor. Iar vagoane s-au fabricat la Arad încă dinainte ca Aradul să fie parte a României Mari, mai precis din 1891. Fabrica de vagoane din Arad a fost fondată la inițiativa unui industriaș austriac, Johann Weitzer, îi va și purta numele. Este o societate pe acțiuni fondată la finele secolului al XIX-lea, la începutul secolului 20. De data aceasta cu capital maghiar se fondează o societate de automobile numită Marta. Cele două au fuzionat și din fuziunea aceasta a rezultat Astra Vagoane Arad. Din momentul în care România a intrat sub influența Uniunii Sovietice, uzina de vagoane Arad a devenit extrem de importantă. Materialul rulant produs aici era necesar circulației de mărfuri atât în țară cât și în întregul lagăr comunist patronat de Moscova. Căile ferate erau principalul mijloc de transport al bunurilor pe care România și alte țări le plăteau URSS ca despăgubiri de război. În 1949 s-a înființat CAER, Organizația Economică a Statelor Comuniste Europene, iar componenții acesteia se bazau și ei pe producția fabricii arădene. Dacă ne gândim doar la greaua moștenire economică, industrială pe care ne-a lăsat-o regimul burghezo-moșieresc, dacă ne amintim de distrugerile grele provocate de bombardamentele hitleriste, care n-au lăsat aproape niciun zid întreg la Arad, distrugând total peste 80% din clădiri ori din utilajele existente atunci, dacă ne vom gândi doar la aceasta, ne vom da perfect seama de la ce au trebuit să pornească atunci, în 1945, viitorii constructori de vagoane. 1948-ban, mondjuk mikor én bekerültem az aradi vagongyárban, ez mint az ország romokban hebert. Bombázás után volt, ezt újból kellett építeni. Az egész vagon konstrukciónak az optikája megváltozott. Elhagyják a régi favázat, a régi fafalakat, az egész vagont fémből csinálják. Új vasúti kocsikat kellett terveznünk és gyártanunk. Nagyobb sebességre, nagyobb kényelemre, megjavítani a fűtési rendszert, a világítási rendszert, a fékrendszereket. Putem spune că din 1949 încolo, în fiecare an, în fiecare cincinal, printre prioritățile politicului,
impuse economicului, sunt extensia producției fabricii de vagoane din Arad și diversificarea acestei producții, astfel încât ea să corespundă unor cerințe cât mai variate și cât mai pretențioase la export. Uzina dispunea de o școală profesională în care erau calificați lucrători în diferite meserii, sudori, lăcătuși sau electricieni. Se asigurau astfel oameni bine pregătiți secțiilor uzinei. Neavând posibilități financiare, părinții mei să mă dea la liceu, am făcut școala uzinei, unde mi s-a acordat cantină, cazare, tot. Haine de lucru, haine de școală, uniformele, tot am primit. Iar după terminare am avut contract cu uzina, cum era atunci. Am urmat după aia cursul școlii de tehnice de maestri, am devenit conducător, începând de la șef de grupă, maestru, șef de atelier, actualmente sunt șef de secție. Era un număr foarte mare de muncitori și personal tehnic de asemenea, care era angrenat în realizarea producției. La ora actuală avem un număr de personal mult mai mic față de ceea ce a fost înainte de 89, dar și condițiile de lucru și utilajele și dotările sunt altele și normal nu este nevoie de acel număr de personal. Putem vorbi despre ea ca un exemplu tipic de megastructură comunistă, o întrepriză unde în 1989 lucrau 16.000 de muncitori. Se spunea că fiecare al 12-lea, al 13-lea arădean este vagonar. Era denumirea cu care în cotidian intraseră angajații de la fabrica de vagoane din Arad. Se lucrau pe trei schimburi, iar în perioadele în care era nevoie de producție mai mare, se lucrau în două schimburi de câte 12 ore. Deci nu lucrau 12 cu 24, ci 12 ore lucrau, stăteau 12 ore acasă și reveneau. Și erau foarte mulți oameni care nu stăteau în Arad, făceau naveta. Lucram aici ca sudor. A pornit cursurile facultății de subingineri în cadrul fabricii, în care am zis și eu aș vrea să încerc dacă intru. Pe atunci nu era că domnilor, sunteți la serală atunci, lucrați numai schimb bun. Lucram în trei schimburi. Prima săptămână era schimb 1, a doua săptămână schimb 2, a treia săptămână schimb 3. Dar la școală programul era de la 5 după masa până seara la 9. Când eram schimb 2, trebuia să aleg ceva. Ce fac? Trebuia să vin schimb 3. Urma schimb 3, al meu. Despre Ion Ciclovani se spune că este unul din veteranii uzinei. De altfel îl rugăm chiar pe dumnealui să ne precizeze din ce an lucrează la această uzină de vagoane din Arad. Din anul 1938, 20 aprilie. Ce meserii ați învățat la Arad? Aici am învățat mai multe meserii. Sudura și tinichijeria. Ați făcut vreodată vreun calcul? Cam la câte vagoane ați lucrat în toți acești ani? După socotela noastră, circa 50.000 de vagoane. Nu am avut încălzire cu calorifere. Au fost băgate niște aeroterme cu apă caldă, dar sărăcea apa și atunci era frig. Iar mai ales în schimbul 3 se făcea foc în butoaie și ne încălzăm. Hală de la montaj, de la fabrica de marfă, într-adevăr era, să zicem, 5-6 grade, putea să fie mai cald. Dar când te-ai pus și ai lucrat, 5-6 grade era suficient, fiindcă lucrai, nu stăteai. Și bineînțeles că și sudura te încălzește, se face fum, nu totdeauna funcționau aspiratoarele care erau montate în partea de sus. Se spunea că din montaj sudură nu prea mulți au plecat în pensie. Erau muncitori care lucrau în turnătorie. Acolo era foarte mult praf și nisip. Dacă afară erau 30 ceva de grade, înăuntru erau temperaturi foarte, foarte ridicate. Dacă mergem în hala de asamblare, lăcătușul trebuia să care materiale care uneori erau destul de grele, trebuiau să le asambleze, uneori nu se potriveau chiar perfect, trebuiau lovite cu un baros, cu un ciocan, era gălăgie foarte mare. Era o secție unde se debitau materialele. Acolo era foarte periculos pentru că erau foarfeci.
dacă oamenii nu erau atenți, era riscul foarte mare să-și taie un deget sau să se lovească. Tânărul muncitor Viorel Pop n-are încă o biografie la uzină. Și iată de ce. Deoarece sunt tânăr angajat în uzina de vagoane, am un an și ceva, în vârsta de 19 ani. Am ales această uzină de vagoane deoarece tăticul meu lucrează în domeniul căilor ferate. Am plecat cu dânsul foarte mult, am călătorit și mi-a pasionat ca să vin să construiesc și o vagoană. Îmi amintesc oamenii. Oamenii care nu trebuia să ți se spună că este o muncă grea, pentru că îi vedeai cu ochiul liber. Erau îmbrăcați iarna în salopetele acelea de lucru, în pufoaice, purtând diverse căști și caschete. Nu puteai să-ți dai seama dacă e vorba de bărbați sau femei și în larma aceea surzitoare trebuia într-una să strige. De multe ori un muncitor bun, care își făcea norma, câștiga mai mult decât directorul general al uzinei. În ce sens vreau să vă spun? Muncitorul avea o normă de executat, 100 de repere. El dacă făcea 150 de repere, primea salariul 150%. Directorul general al societății, al uzinei, avea de îndeplinit anumiți indicatori. Dacă nu se îndeplineau, li se tăia 10% pentru productivitate, 10% pentru marfă vândută neîncasată. Și ajungea să primească bani mai puțin decât un muncitor. Vagoanele de mărfuri, vagoanele de călător produse la Arad, dacă ne uităm acum în arhive și conspectăm bunurile pe care noi le exportam, vedem că nu lipsesc din aproape nicio listă din țările cu care România a avut relații comerciale în perioada regimului comunist. Putem spune că au fost probabil singurele mărfuri românești care au intrat pe piețele a 5 continente. Se făcea o mulțime de tipuri de vagoane, începând cu vagoanele platformă, care transporta utilaje, produse mai lungi, inclusiv tehnică militară. După aceea, vagoane gondolă, vagoane pentru transport cereale, vagoane pentru transport autoturisme, vagoane cisternă. Am avut și un vagon pentru transportat sare Olanda, care era foarte interesant pentru că avea o protecție interioară ca să nu ruginească, de să nu se oxideze datorită sării. Ajungeau în Statele Unite, în Canada, în Peru, în Chile. Am făcut foarte multe vagoane pentru Egipt, India, Pakistan, Sri Lanka, Australia, dar cea mai mare parte a lor erau făcute pentru fostul CAER, deci fostele țări socialiste. Făceam și pentru România, dar relativ puține. Pentru Peru am făcut vagoane în care avea instalație de oxigen, datorită faptului că urcau la înălțimi și era nevoie de oxigen. Și am făcut o garnitură prin anii 80-81 pentru armată, unde era cu sală de operații, cu butelii de oxigen sub ele. Marele avantaj era prețul. Prețul produsului era mai mic decât prețul produselor din vest. Și atunci, în aceste condiții, era mult mai ușor de pătruns pe piața externă. Vagonul pe care vi-l prezentăm este un vagon construit pentru prima dată la noi în țară, de tip suburban. Este înzestrat cu instalație de încălzire electrică și cu aburi. Este înzestrat de asemenea cu instalație de ventilație corespunzătoare și în același timp izolația fonică a acestui vagon este la cel mai înalt grad. La vagoanele de marfă care erau fabricate pentru RSS se folosea foarte mult material, pentru că asta era concepția lor, să fie nu subțire, ci să fie gros, ca să se reziste mult, ceea ce nu e chiar ok din punct de vedere tehnic. În RSS făceam vagoanele cereale. Trebuia să mergem cu 15 vagoane în 24 de ore. 5 vagoane în schimb. Și pe lângă el mai a avut 4 sau 5 tipuri, platformă sau vagon
basculant sau alte vagoane care erau pe lângă el. Din partea beneficiarului erau oameni care făceau controlul pe fluxul de fabricație. Noi numeam recepționeri. La un vagon din acesta RDG, pe care îl făceam la un moment dat, unul din recepționeri ne tot povestea cât de bune sunt vagoanele făcute în RDG și ce calitate au față de ale noastre. Colegii noștri au găsit un vagon din RDG exact aici, în zona unde filmăm, și l-au dus în fabrica de vagoane și l-au pus lângă unul din vagoanele care îl făceam pentru ei. Calitatea sudurilor sau îmbinărilor sudate de pe vagonul nostru era incomparabil mai bună decât a lor. Și le-am arătat. Din acel moment n-am mai avut niciun fel de problemă cu recepționerul respectiv. Zice o vorbă din bătrâni, ochiul stăpânului îngrașă vita. Uzina de vagoane Arad era extrem de importantă pentru regimul comunist, pentru că exporturile sale aduceau valută. Așa că, ținându-se de zicala bătrânească, în toate vizitele de lucru ale lui Nicolae Ceaușescu din județul Arad, era inspectată uzina de vagoane Arad. Evoluția, practic, de dezvoltare a întreprinderii după actul istoric al naționalizării poate fi ilustrată și prin faptul că realizăm astăzi producția anului 1948 în numai 6 zile. În perioada respectivă, președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de câte ori venea în Arad, venea întotdeauna la fabrica de vagoane Arad și a fost de foarte multe ori, n-aș putea să vă enumăr, dar cred că aproape anual venea în fabrica de vagoane, nu stătea mult, mergea, vizita hala importantă unde se făcea asamblarea, ieșeau și mergeau mai departe. Erau două tipuri de vizite, unul care se pare inopinantă, adică se prindă pe oameni la lucru, să vadă clasa muncitoare cât de devotate și cum lucrează și cum își fac și treaba, și altele care erau într-adevăr pregătite când toate aleile erau trasate, marcate, oamenii adunați, înșirați unul lângă altul, cu portrete, stegulețe și toate celelalte. Cu câteva zile înainte erau oamenii chiar instruiți cum să se comporte. Aș dori încă o dată să-mi exprim convingerea că uzina dumneavoastră își va duce și în acest cincinal un aport tot mai însemnat la modernizarea transporturilor din patria noastră și pe această cale un aport de seamă la dezvoltarea generală a României socialiste pe calea bunăstării și fericirii întregului nostru popor. Problemele au început în anii 80, atunci când planul de export a crescut enorm, a depășit în toate domeniile posibilitățile oamenilor, era de-a dreptul utopic și concomitent, s-a cerut sistarea importurilor. Se spunea că producția unui vagon presupune o cincime componente de import. Ori, aceste componente, nefiind importate, se ajunsese ca 270.000 de vagoane, în termen doar de 2 luni, să stea pe rampe fără a putea fi livrate. Au fost niște măsuri aberante luate de conducerea respectivă, de partid și de stat, cum s-a spus la vremea respectivă, adică stoparea importurilor, eliminarea consumurilor unor materii care erau deficitare, cupru, aluminiu, oțelul inoxidabile. Aceste lucruri toate au condus la anumite improvizații de moment, care nu întotdeauna erau viabile sau erau în detrimentul calității. Pus în fața unor aceste cifre și date reale, Ceaușescu n-a vrut să accepte că ar trebui să revenim asupra unei astfel de decizii, ci a făcut responsabili și vinovați tot pe oamenii care nu sunt capabili să producă ei acele piese și noi să nu trebuiască să mai importăm. Un moment important în viața uzinei de vagoane Arad a fost atunci când s-a luat decizia ca aici să se construiască vagoanele metroului bucureștean, pe lângă cele de marfă și de călători.
Nu multe întreprinderi produc în lume vagoane de metrou. Dacă acum mai puțin de un deceniu și jumătate se putea vorbi doar de o aspirație, azi faptul a devenit o deplină certitudine datorită politicii naționale de industrializare multilaterală cu accentul pus pe industria de vârf. Metrou a fost un produs între cele mai complicate, datorită faptului că are foarte multe comenzi, e foarte mult cablu, foarte multă parte electrică, electronică, care comandă. Și acum, văzând că circulă, înseamnă că au fost făcute bine și încă se pot folosi în exploatare cu o siguranță pentru călători. Mi-aș-i tuc mie de metru. Vagoanele realizate la Arad erau ultramoderne pentru acele timpuri. Astăzi însă vremurile s-au schimbat și odată cu ele și calitatea care se cere. La ora actuală, vagoanele nu se pot compara cu ceea ce au fost acum 30, 40, 45 de ani. Nu erau cu aer condiționat, nu erau cu sisteme de informare pasager, cu display-uri peste tot, calculatoare care comandă instalațiile și echipamentele. Erau simple, caroseria, carcasa vagonului, cu niște bănci în interior, iluminat câteva becuri și încălzire, ba pe curent, ba câteodată și cu aburâncă. Interiorul se făcea pe bază de placaj cu un fel de furnir pe ea, iar în ziua de azi vagoanele se fac din fibră de sticlă. Banchetele înainte se făceau aici, dar nu e tot una cu banca de acum, e cu tot o altă față a băncii. Pe vremea se făceau și așa datorită faptului că era acea problemă să se facă cu tot din România și să fie cât mai ieftine. Istoria ultimilor 30 de ani ai fabricii este mult mai complicată decât istoria mai mult decât dublă de dinainte. S-a decis că pentru privatizarea unei astfel de megastructuri ar fi binevenită o spargere a ei, o divizare în vagoane marfă și în vagoane călători. Istoria privatizării este greu de urmărit. Ce aș putea să spun însă, uitându-mă în jurul meu, se pare că este pe drumul cel bun. Așadar, la Arad, în cele două fabrici private distincte, încă se mai produc vagoane. Mai puține ca număr și cu mai puțini oameni, dar se produc. Sunt cam 900 de angajați la fabrica de vagoane marfă și aproape 500 la cea de vagoane călători. Aceștia din urmă s-au specializat între timp și în realizarea de vehicule pentru transport urban, tramvaie și troleibuze, exportând în țări din Europa, America Latină și Orientul Mijlociu. Cei de la vagoane marfă au rămas fideli ideii de transport comercial. Produsele lor sunt destinate exclusiv exportului în țări din Uniunea Europeană, în special în Germania, dar și în Franța, Cehia, Belgia și mai nou Serbia. Vehicule purtând emblema fabricat la Arad circulă în continuare prin lumea întreagă. Cel mai mândru mă simt când sunt cu nepoții și le spun, uite, bunicul tău a lucrat și poate chiar vagonul acesta l-a construit. Ai să mă înscumă-ți șoptez.